Autoritățile doresc să impună pentru 2015 ca persoanele păgubite să primească obligatoriu despăgubiri pentru daunele suferite, indiferent dacă vinovatul își permite sau nu să plătească daunele. S-a propus o serie de măsuri care obligă asiguratorii să devină solvabili și să nu mai existe astfel situații în care păgubiții să aștepte cu lunile pentru a-și primi despăgubirile. De asemenea, asiguratorii vor trebui să menționeze pe polițele RCA comisionul de intermediere, care nu poate depăși 10% din primele încasate pe acest segment. Conform unui proiect privind polițele RCA, care ar urma să fie aplicat în anul 2015, nivelul maxim al comisionului acordat de asigurători pentru contractarea asigurării RCA nu va depăși 10% din valoarea primelor de asigurare încasate. Asigurătorii RCA au obligația să prevadă în orice contract de intermediere obligația intermediarului de a încasa prima de asigurare aferentă polițelor RCA integral în contul asigurătorului sau, în cazul plăților în numerar, de a vira prima de asigurare încasată integral în contul asigurătorului cel târziu în ziua următoare datei încasării, se precizează în proiect. Scopul poliției este ca persoanele păgubite să primească obligatoriu despăgubiri pentru daunele suferite, independent de situația materială a celui care a produs paguba.